Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit la favoritele lunii aprilie. Fond de ten. Ca fond de ten am folosit în continuare fondul de ten pudră mineral de la Sephora, preferatul meu. Nu știu dacă mă voi opri vreodată din a-l folosi, dar în anumite zile am folosit cu foarte mare drag Vita Lumiere Aqua de la Chanel. Îmi place foarte mult, este un fond de ten foarte lejer, foarte hidratant și pielea mea simt că totuși are nevoie de hidratare, chiar dacă am un ten gras. Și ce pot să vă zic? Acoperă foarte frumos și dă o textură foarte naturală pielii și asta îmi place foarte mult. Da? Foarte, 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 foarte. Apoi am corectorul Studio Finish de la MAC. Abia ce l-am luat, dar trebuie să intre în favoritele lunii pentru că acoperă cearcănele foarte bine. Ce pot să vă zic este însă, dacă nu folosiți o cremă de ochi înainte, o cremă hidratantă de ochi simplă, nu trebuie să fie cine știe ce cremă, s-ar putea să vă usuce puțin zona ochilor. Ideea este că fiind un corector cremă, poate usca zona ochilor, fiind o zonă destul de sensibilă. Și oricum ar fi normal să folosiți o cremă de ochi și dimineața și seara. Pentru sprâncene, am început de curând să-mi umplu iarăși sprâncenele și folosesc pudra de la Anastasia în nuanța brunet. Da, folosesc de obicei mai des nuanța mai deschisă. Dar în momentul în care am un machiaj, nu știu, mai puternic și am nevoie să fie și sprâncenele mai conturate, atunci folosesc nuanța mai închisă. Dar de obicei folosesc pe cea deschisă. Cam murdar pe aici. Tot pentru ochi am paleta Brownstone de la ELF. Îmi place foarte mult. Am folosit pe toată pleapa acest bej și marourile astea și negru. În fine, dacă am vrut să-mi fac ceva mai închis la culoare, am folosit nuanțele mai închise și în zilele în care am vrut să fie ceva foarte natural, le-am folosit pe acestea două. O paletă foarte ieftină și își merită fiecare leu. O puteți lua și cu voi, este foarte mică. Culorile sunt destul de pigmentate. Nu cele mai pigmentate, dar oricum 9 lei. Nu pot să greșești. Tot pentru ochi. Black Track de la MAC este un eyeliner gel, am uitat să-l arăt în clipul cu shopping, dar mi-am cumpărat și acest produs de la ei. Este nemaipomenit. Știți că aveam eyelinerul cremă de la Make Up For Ever, dar l-am pierdut, dar nu se compară cu Black Track de la MAC. Serios, este cel mai bun eyeliner gel pe care l-am folosit vreodată. Și am încercat câteva. Am încercat și de la ELF, am încercat și de la Make Up For Ever, am încercat și de la Maybelline și nu. Acesta este cel mai bun și pentru el folosesc pensula aceasta de la Make Up For Ever, care la fel este cea mai bună și o ador. Aplică eyelinerul perfect, nu greșești, îți faci cat eye-ul perfect cu ea și este în numărul 1N. Buze, două produse de la Maybelline și primul este rujul Electric Orange 912, este un portocaliu electric, foarte drăguț, bun pentru primăvară-vară, îmi place. Aveți mare grijă că s-ar putea să vă facă dinții galbeni, așa că puteți folosi plasturii din clipul precedent pe care îl voi linkui pe undeva pe aici, în caz că nu l-ați văzut. Dar da, un ruj nemaipomenit, foarte cremos, rezistă destul de bine pe buze și oricum mi-e plac foarte mult rujurile de la Maybelline. Și al doilea produs am uitat exact cum se numește, dar sunt acele rujuri foarte hidratante de la Maybelline, asemănătoare cu cele de la Revlon. Și este nuanța 530 Huo Retreader, un fel de roșu smeură, dar foarte purtabil, tocmai de aceea. Da. O soluție bună pentru cine vrea niște buze mai colorate, dar nu are curajul să poarte un ruj roșu aprins. Când am plecat de la Beauty District, evenimentul de luna trecută, am primit o punguță cu câteva produse cadou și în punguță era acest ser pentru mâini de la Savio. Am citit ingredientele și nu conține decât ulei de migdale dulci, ulei de argan, ulei de jojoba, ulei de germen de grâu și ulei de lavandă și lămâie și puțină vitamina E. Și am zis, sincer, este un mix de uleiuri care sunt foarte benefice pentru piele în general. Și am făcut un mic test și l-am testat pe față. L-am aplicat în fiecare seară pe față. Ce vă pot spune este că miroase nemaipomenit, miroase citrice și este un miros foarte revigorant, nu mai bun de a te culca cu acest miros, să te relaxezi înainte de culcare. După care mi-a plăcut foarte mult că fața mea era mult mai luminată a doua zi de dimineață
și îl folosesc odată la câteva seri. Într-adevăr, nu-l folosesc chiar în fiecare seară, dar odată la câteva seri îl aplic pentru că este foarte bun și îmi face bine. Pentru mine a funcționat, acum nu știu dacă să vă zic să-l cumpărați neapărat și să-l folosiți pentru față, dar logica mea a fost că este un mix de uleiuri și oricum putem aplica aceste uleiuri și pe față pentru că sunt foarte benefice pentru piele, deci n-ar trebui să se întâmple nimic. Acum ceva pentru casă, și anume această vază și vaza din spate. Sunt de la Ikea și mi se pare foarte haios că arată ca niște recipiente pentru lapte sau apă sau iaurt sau ce se folosește la țară. Și sunt roz și foarte drăguțe și mi se pare că se potrivesc, nu știu, sunt stilul meu și mi-au plăcut mult și sunt mândră de ele și sunt mândră și de măsuța mea pe care am montat-o singură. Deci ea intră în favoritele lunii. Ca random favorites ar fi, sau bine, nu neapărat random favorites, ar fi telefonul meu, mi-am cumpărat iPhone 5C galben și husa, care este husa roz. Și arată foarte drăguț galben cu roz, îmi place foarte mult, sunt foarte fericită că l-am cumpărat, ce să mai îmi place. Pentru luna aprilie, random favorites sunt două lucruri. Lalelele, pentru că lalelele sunt florile mele preferate și am putut să-mi cumpăr buchete întregi de lalele și să-mi pun prin casă, prin cameră, peste tot. Casa este plină de lalele, chiar dacă acum în spate am liliac, dar casa chiar este plină de lalele. Și ziua mea, a fost ziua mea pe 12 aprilie, am făcut 23 de ani și nu știu, sunt fericită că a fost ziua mea. Mie îmi place să fie ziua mea, chiar dacă am îmbătrânit, dar da. Și astea au fost favoritele lunii aprilie, sper că vi s-au părut interesante, produsele mie chiar îmi plac și sunt foarte fericită și mândră de ele. Am un mic anunț de făcut și anume începând cu 2 mai voi deschide un canal de vloguri, se va numi Laura Mușuroaia Daily și îl puteți găsi linkuit în bara de descriere, puteți să vă duceți, să dați subscribe. Voi încerca să fac vloguri zilnice, dacă este să nu-mi iasă, voi face vloguri ocazionale. Dar eu încerc, este un mic experiment, sper să iasă frumos și să fie totul bine și ne vom vedea acolo începând cu 2 mai, în fiecare zi, cel puțin la început și vedem ce iese. Desigur, până atunci puteți să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să-mi puneți întrebări pe Ask FM și o să vă țin la curent ce se întâmplă cu canalul de vloguri. Pa, pa!